Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit la un nou tutorial, un tutorial despre tricotat. Vreau să vă prezint acest model, o combinație între ajur și jersey. Vedeți ce frumos arată. Modelul se lucrează pe un multiplu de 16 ochiuri plus 2 ochiuri de margine. Da? Eu am lucrat acest eșantion pe un număr de 18 ochiuri, de 16 ochiuri plus 2 ochiuri de margine. Bun. În total are 16 rânduri. Nu este un model dificil. Așa. Cel mai bine să începem lucru. Zic eu. Bun. Doar o clipă. Așa. Bun. Și începem astfel. Primul ochi o să-l lucrăm pe față. Da? Așa. Și ochiul acesta nu face parte din model. Este un ochi separat, da? Bun. Acum, începem astfel. Două ochiuri le scad împreună pe față spre stânga, da? Apoi iau un jeteu peste Andreea. Următoarele două ochiuri la fel, le scad împreună pe față spre stânga. Iarăși iau un jeteu peste Andreea. Repet. Deci acest procedeu, să zicem așa, repetăm de 4 ori. Deci două ochiuri se scad împreună pe față spre stânga și luăm un jeteu peste Andreea. Și a patra oară, iarăși două ochiuri se scad împreună pe față spre stânga și luăm un jeteu. E, de acum încolo lucrăm pe față următoarele 8 ochiuri, da? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Și acesta a fost modelul care se repetă. Și ultimul ochi îl lucrez tot pe față. E, deci modelul pe care dumneavoastră va trebui să-l repetați este două ochiuri scăzute pe față spre stânga, un jeteu peste Andreea. Repetați de 4 ori, da? Deci iarăși la fel, două ochiuri scăzute pe față spre stânga, un jeteu peste Andreea, două ochiuri scăzute pe față spre stânga, un jeteu peste Andreea și două ochiuri scăzute pe față spre stânga, un jeteu peste Andreea. Apoi următoarele 8 ochiuri le lucrați pe față. Și acesta e modelul pe care îl repetați. Iar ultimul ochi care nu face parte din model, lucrați pe față. Bun. La acest model, nu știu, n-am spus de la început, lucrăm și pe dosul lucrului. Lucrăm astfel. Primul ochi nu face parte din model, îl lucrez pe față, da? Următoarele 8 ochiuri le lucrez tot pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, da? Am să verific. Deci, 2, 4, 6, 8. Bun. Și următoarele 8 ochiuri le lucrez pe dos. Deci, practic, modelul care se repetă pe dosul lucrului este deocamdată, deci modelul care se repetă, 8 ochiuri pe față și 8 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Și am încheiat modelul care se repetă, am ajuns la ultimul ochi pe care îl lucrăm pe față. Da? Așa. Trecem la rândul numărul 3. Deci, încă o precizare. Rândurile 1, 3, 5 și 7 se lucrează la fel. Rândurile 2, 4, 6 și 8 se lucrează la fel. Deci, sper să nu ne plictisim. Începem cu un ochi pe față, care nu face parte din model, și acum lucrăm și apoi lucrăm modelul, da, în continuare. Deci, două ochiuri le scad împreună pe față spre stânga, iau un jeteu peste Andreea. Deci, această procedură o repetăm de 4 ori în total. Iarăși, a doua oară, două ochiuri se scad împreună pe față spre stânga și un jeteu peste Andreea. A treia oară la fel, am scăzut două ochiuri pe față spre stânga, iau un jeteu peste Andreea. Și a patra oară, tot așa, și un jeteu peste Andreea. În continuare, lucrez 8 ochiuri pe față, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acesta e modelul pe care o să-l repetați. Și ultimul ochi îl lucrez pe față, nu face parte din model. Bun. Rândul numărul 4. La fel ca și rândul numărul 2. Deci, primul ochi îl lucrez pe față. Nu face parte din modelul care se repetă, da? Și în continuare lucrez 8 ochiuri pe față. 1, 2, 3. Acesta este modelul, da? Modelul care se repetă e 8 ochiuri pe față, 8 ochiuri pe dos. Așa, 4. Sau nu știu câte sunt, ia să văd eu acum. Deci ăsta nu se pune. 2, 4, 6, 7, 8. Și continui cu 8 ochiuri pe dos. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Și ultimul ochi care nu face parte din model, îl lucrez pe față. Bun, rândul numărul 5. Ca și rândurile 1 și 3, la fel lucrăm, da? Deci, primul ochi îl lucrăm pe față. Următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre stânga și urmat de un jeteu. Iarăși, două ochiuri le scad împreună pe față spre stânga plus un jeteu peste Andreea. Iarăși, două ochiuri le scad împreună pe față spre stânga, un jeteu peste Andreea. Și pentru a patra oară, două ochiuri le scad împreună pe față spre stânga și un jeteu peste Andreea. Continui cu 8 ochiuri pe față. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și acesta e modelul care se repetă, iar ultimul ochi îl lucrăm pe față. Bun. Rândul numărul 6. Lucrăm un ochi pe față. Da? Și acum începem modelul cu 8 ochiuri pe față, urmate de 8 ochiuri pe dos. Da? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 și 8 ochiuri pe dos. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Am terminat modelul care se repetă, ultimul ochi îl lucrez pe față și trecem la rândul numărul 7. Vă rog, vă rog, fiți atenți la jeteuri. Vă rog, nu vă grăbiți. Dacă ați greșit, desfaceți și reluați de unde ați greșit. Corectați și reluați. Rândul numărul 7, la fel. Un ochi pe față. Nu face parte din model. Și încep modelul. Două ochiurile scad împreună pe față spre stânga. Un jeteu peste Andreea. Continui. Două ochiurile scad împreună pe față spre stânga. Un jeteu peste Andreea. La fel, două ochiuri se scad împreună pe față spre stânga, un jeteu peste Andreea și a patra oară, la fel, da? Două ochiuri scăzute pe față spre stânga și un jeteu peste Andreea. Și următoarele opt ochiuri le lucrăm pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, acesta e modelul care se repetă și ultimul ochi îl lucrez pe față. Da? Bun. Trec acum la rândul numărul 8 și repet ce am făcut și la celelalte rânduri. Deci un ochi pe față nu face parte din model. Încep modelul cu 8 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Și 8 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și am terminat modelul care se repetă. Ultimul ochi îl lucrez pe față. E, acum o să inversăm procedura, începând de la numărul 9, adică vom lucra invers, și anume, primul ochi în afara modelului, deci nu contează, și continuăm cu 8 ochiuri pe față, da? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da? Bun, luăm un jeteu peste Andreea, următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Iarăși, un jeteu peste Andreea, următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Așa. Iar un jeteu peste Andreea, următoarele două ochiuri, la fel, le scad pe față, împreună, deci le scad pe față, împreună, spre dreapta, da? Așa, iarăși un jeteu peste Andreea și încă o dată următoarele două ochiuri le scad împreună, fie rar să fie, spre dreapta. Bun. Și ultimul ochi o să-l lucrez pe față. Bun. O să întorc lucru. Trecem la rândul cu numărul 10. Și aici o să lucrăm diferit de rândurile pare sau cu soț anterioare. Începem tot cu ochi pe față, însă modelul care se repetă este 8 ochiuri pe dos și 8 ochiuri pe față, da? 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Practic se lucrează în oglindă, da? Și acum pe față 8. 1, 2, 3, 4. Așa. 4, 5, 6, 7, 8. Acesta e modelul care se repetă și ultimul ochi îl lucrez pe față, da? Bun. Rândurile următoare, impare, deci 11, 13 și 15, se lucrează la fel. Dar eu o să vă arăt, da? Deci începem cu un ochi pe față care nu face parte din model. Continuăm cu 8 ochiuri pe față, modelul, da? 8 ochiuri pe față. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bun, și acum trecem, lucrăm un jeteu peste Andreea, următoarele două ochiuri le scad împreună pe față, pe față spre dreapta. Da? Așa. Repetăm acest pas, să-l numim așa. Deci, jeteu peste Andreea. Iarăși, următoarele... Repetăm de 4 ori. Iarăși, următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Iarăși, jeteu peste Andreea. Și la fel, următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Dacă ar fi așa, bun. E, deja încep să mă supăr. Bun, așa. Iarăși un jeteu peste Andreea și ultimele două le scad, adică următoarele două tot așa le scad împreună pe față spre dreapta. Am terminat modelul care se repetă și ultimul ochi îl lucrez pe față. Bun. Reluăm. Acesta ar fi rândul numărul 12. Începem cu un ochi pe față. Trecem la model. 8 ochiuri pe dos și 8 ochiuri pe față. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 și acum 8 ochiuri pe față, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Am încheiat modelul și ultimul ochii lucrez pe față. Trecem mai departe, rândul numărul 13. Lucrăm exact ca rândurile 11, 9 și 11, da? Deci primul ochi lucrăm pe față. Și trecem la model 8 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și acum reiau un jeteu peste Andreea și două, următoarele două ochiuri le scad împreună, lărgesc un pic, da? Următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Și repetăm de 4 ori, da? Iarăși, jeteu peste Andreea, următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Iarăși, jeteu peste Andreea și lărgesc un pic. Următoarele două ochiuri le scad împreună pe față spre dreapta. Și ultimul, jeteu peste Andreea, da?
și două ochiuri scăzute împreună pe față spre dreapta. Bun. Am terminat modelul care se repetă și ultimul ochi îl lucrez pe față. Bun. Rândul numărul 14 ar fi, cred, un ochi pe față. Nu face parte din model, da? Și modelul care se repetă, 8 ochiuri pe față și 8 ochiuri pe dos, pardon, deci repet. Modelul care se repetă este 8 ochiuri pe dos, 2, 3 și 8 ochiuri pe față, 4, 5, 6, 7, 7, 8 și 8 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am terminat modelul și ultimul ochi îl lucrez tot pe față. Bun. Rândul numărul 15. Așa. Rândul numărul 15. Încep tot cu un ochi pe față. Da? Și apoi încep modelul cu 8 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și continui cu un jeteu peste Andreea, două ochiuri, următoarele două ochiuri, le scad împreună pe față spre dreapta. Și repet de patru ori, da? Deci jeteu peste Andreea, iarăși, următoarele două ochiuri lărgesc, le scad împreună pe față spre dreapta. Iarăși au jeteu peste Andreea. Următoarele două ochiuri le scad împreună, am spus patru ochiuri, nu cred. Două ochiuri se scad împreună pe față spre dreapta. Iarăși jeteu peste Andreea și pentru ultima dată scad două ochiuri împreună pe față spre, deci două ochiuri se scad împreună pe față spre dreapta. Bun. Și acesta este modelul care se repetă. Ultimul ochi îl lucrez pe față. Bun. E, am ajuns, uitați ce repede, la ultimul rând. Primul ochi îl lucrez pe față. Și aici schimbăm următoarele 8 ochiuri. Da? Deci începem modelul cu 8 ochiuri pe dos. Și 8 ochiuri pe față, da? Deci 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 8 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acesta e modelul care se repetă și ultimul ochi îl lucrăm pe față. E, am terminat și tutorialul de astăzi. Dumneavoastră acum observați ce lucrătură interesantă. Vedeți? Foarte frumos. Sper că o să încercați modelul pentru că este interesant și cred că pe un număr mai mare de ochiuri ar fi mult mai frumos. Vă mulțumesc pentru like și share ce le primesc de la dumneavoastră.
Vă rog să vă abonați la canalul meu de YouTube, Bunii Bunii, dacă n-ați făcut-o până acum, pentru notificări și noutăți legate de postările mele. Vă rog, apăsați clopoțelul aferent videoului, da? Până data viitoare, vă spun la revedere!